Am ajuns în Bucovina aproape de înserat, când soarele se uita către pământ cu ultimele raze ale zilei și parcă și cerul privește mai duios spre locul acesta, unde un bunic ține în bună rânduială viața la stână. Iar dacă îl vom cunoaște mai îndeaproape pe bunicul Nicolae, vom înțelege și de ce parcă aici și aerul ne îndeamnă la pace, credință și bucurie. Dragii noștri, tare mi-a mai fost dor să ne mai încărcăm puțin cu tot acest rai care ne înconjoară aici, în pădurile de la munte. Și cu atât mai mult, am revenit la un bunic tare drag nouă, desigur că și dorul ne-a dus aici, la Badea Nicolae la Stână. Doamne ajută, bine v-am regăsit! Să rămână, bine ați venit! Dar ce mă bucur că, iată, Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns din nou. Și mie îmi pare bine. Și vedeți cum am nimerit? Acum un an am stat doar de vorbă aici la Stână, dar acum am venit să vă ajutăm, între ghilimele, și la mulțul oilor, sau măcar să vedem cât de bun e laptele. Dacă da, bineînțeles că da. Este ceasul de seară, nu? Când acum ați adus oile de la pășune. Da. Aveți ajutoare? Bună seara, bine v-am găsit! Bună, bine ați venit! Trebuie să mă duc la mulți. Vă invit pe dumneavoastră. Să văd mai tii cum se face și după aceea. Vedem la ei multă simplitate, în care viața are timp să curgă în firescul lucrurilor. Și putem lua și noi exemplu pentru a ne mai liniști tumultul zilelor. Păi da, Nicolae, e grea viața la stână? Nu. De ce să fie? Dacă era grea, nu venea. Pentru mine nu e grea. Aveți 24 de ani. De când vara, aici sunteți. Aici și prin alți munți. Eu ne-am apucat și eu. De ce v-a plăcut să stați la stână, oare? După ce ați ieșit la pensie. Da, pentru animale. Vă place așa? E mai ușor de trăit printre animale decât printre oameni? Da, să știți că da. Cu animalele ei, de la animale ne hrănim, de la animale avem toate de la animale. Dar nu le prețuim. Nu le prețuim. Că ce trebuie, că nu știu ce, că... De multe ori îmi zic și copiii, că... Dar ce-ți mai trebuie? Doar ești bătrân, dar ce-ți mai trebuie? Vezi, tot de treabă, că am să fac, că ce-am să pot. Cum vă mai găsiți puterea așa să tot munciți? La bunul Dumnezeu, doamna Camel. Dumnezeu ne-l dă pe toate. Ne puternicește, că ne mai rugăm. Suntem păcătoși, da? Dumnezeu milostiv pentru noi și ne apără. Asta și dacă îi cerem, așa e? Trebuie să-i și cerem asta. Trebuie să-i și cerem. Păi da, dacă nu-i cerem, nu ne dă. Ce scrie acolo? Bateți că se va deschide, cereți că vi s-a dat. Cum spunea Părintele Cleopa, credință și credință și credință. Dă să fie răbdare, răbdare și răbdare și răsă răbdare. Trebuie multă răbdare și la stână. De ce? Ca să ai răbdare, ca să nu te nervezi, să faci treburile bune. Degeaba te nervezi dacă treburile nu ies. De exemplu, Badea Nicolae, vine necazul și vă mai și enervați, vă mai supărați. Cum faceți să vă liniștiți? Eu, în conștiința mea, mă liniștesc. Cum să nu mă liniștesc? Dar ce am eu că fac rău sau trebuie să mă liniștesc eu, așa. Dar tot cu ajutorul lui Dumnezeu. Păi da, fără ajutorul Dumnezeu nimic nu se face, doamna Camelie. V-am mai spus în rândul trecut. Fără Dumnezeu nu este nimic. Cu Dumnezeu toate se fac. Și fără, că zic că fac asta, că fac asta. Nimic nu faci când poruncești bunul Dumnezeu. Toate se îndeplinesc. Desrungare! Stăpânii nu stau în spate. Vin aici în față. Aveți aici un ucenic tânăr. Tânăr, da. Ne spuneți despre el cine este? E un băiat, un vecin de-a meu și... În primul an la liceu silvic, a bine să-i faci și școală. Faci și ce până în același timp. Și trebuie să-l cunoască pe toate. Cum te cheamă? Big Alexandru. Alexandru. Ia uite ce bine că tu vara... Alexandru, până era să mă scoare. Muncești. Îl plătiți? Da, bineînțeles că îl plătesc, dar altfel cum. Ce o să faci cu banii tu, Alex? Știi ce? Îl pun deoparte. El nu vrea să trăiască din... Am pentru viitor, îi strâng.
Bravo ție! Cumpăr câteva oi, am șansă să-mi iau mașină. Să aibă lui. Deci el nu vrea să depindă nici din numai de tata, să fie și el ambițios, cum s-ar spune. Ai mai fost aici, la stână, la Badea Nicolae? Da, asta e a cincea vară. Ia auzi, ești ca un fel de nepot. Da. Așa, un bunic, un ucenic din sat. L-ați adoptat ca nepot. Vecin. Să dea ei, domnul. Succes, Alex, să fii la fel de muncitor toată viața. Mulțumesc. Așa și să te bucuri de munca ta. Pentru mâine dimineață. Mâine dimineață, la ce oră o să veniți iar la mulți? La 4:30. Începem activitatea. Dar nu-i noapte la ora aceea? Chiar dacă e noapte, te spăcem. Cum? Ca să ne putem încadra cu toate. Vai, ce de vreme. Altfel ăsta până unii... Ia ziceți, Badea Nicolae, sunteți mulțumit de cât lapte s-a strâns? Mulțumit. Cum zicem? Slavă Mulțumim Domnului. Mulțumim, slavă Domnului, de exact, așa. Mulțumim lui Bunul Dumnezeu. El ne lidă pe toate. Am putea, de câte ori gustăm dintr-o bucată de caș, să ne amintim că undeva sub cerul acesta, un bunic a mulțumit mai întâi Domnului, pentru că are din ce pregăti hrana de mai târziu a celor ce trăiesc în lumea mare. Dăm cheag la lapte. Ați măsurat deja cât cheag da, trebuie pus? Da, bineînțeles, dar nu știu care. Cât lapte aveți aici? Este la 100 și vreo 30 de litri. Și ce țin eu acum în mână, Badea Nicolae? Berghideu. Cum ați zis? Berghideu. Berghideu? Da. Berghideu. Așa. Cu ăsta amestecăm laptele. Ați făcut semnul Sfintei Cruci. Vai, ce-ți faci? Vai, ce mi-a plăcut. Amin. Ați zis și o rugăciune în gând? Asta secret? E interesul meu. Nu știu dacă vrea să crească. Acum cât timp lăsăm așa laptele? O jumătate de oră. Bun, l-am chegat. Cam 40 de minute trebuie să prinde așa. O jumătate de oră, 40 de minute, prinde laptele și îl tăiem tot cu berghideul ăsta, care l-a văzut. Au trecut cele 30 de minute, Badea Nicolae. Da, luăm capa acum. Vă ajut. Tăiem laptele. Uite așa, semnă croce. Vai, ce frumos! Îl acoperim înapoi. Atâta? Da? Numai asta, așa de... Deodată lăsăm așa. De binecuvântare, așa ați făcut. Da. Așa, doamna. Dar de ce trebuie lăsat? Ce se întâmplă acum? Ce el face? Să iasă afară, zărul în afară și iasă o străgeată. În străgeată aceea se spune că mai iasă și rău din lapte care nu fie în brânză. Deci acum se separă de zer. Da. Badea Nicolae, știți cum facem? Lăsăm pe domnul Toader aici, care oricum este de nădejde și vă ajută la stână, să aibă un pic grijă. Să în ne... calitate de stăpân. Să ne anunțe, să ne anunțe când trece timpul și noi mergem un pic să mai stăm de povești. Da. Că e frumos afară, încă e lumină, încă e soarele sus. Corect, corect. Da. Acum cât avem așa, iată, un răgaz, până ne întoarcem să terminăm de pregătit cașul, Badea Nicolae, ne mai povesteați că uneori se mai întâmplă să mai vină și câte un necaz care mai tulbură liniștea. Că acum, sincer vă spun, privind cum v-am mărturisit, dragilor, încă de la începutul întâlnirii, văzând atâta frumos în jur, parcă se liniștește sufletul fără să-i mai spui nimic. Dar cu toate astea, spuneți că și aici vă mai tulburați, mai vine câte o ispită. Da, da, trebuie să avem răbdare. Cum scăpați de ispitele astea? Cu răbdare. Trebuie să le dăm și să ne gândim la bine, să nu ne gândim la rău care ne apare în față. Și spuneți că v-a dat și duhovnicul dumneavoastră un sfat, ce să faceți ca să fugăriți ispita. Îmi spune, băi, cazul nemol, nu? Da. Atunci zici măcar de 3 ori Tatăl nostru, dacă poți mai de multe ori, ca să te poți ridica din nemolul ăsta la care e. Asta era. Toate sunt la Dumnezeu, toate sunt prin credință, toate sunt făcute pe ea. Și aici la stână la fel face? Spuneți Tatăl nostru de 3 ori? Da, și de câte ori, și chiar în gând. Și de multe ori, dacă ca să nu vine, ca să zic Tatăl nostru, că așa zic, dacă ce mai este, bă, alta fel, Tatăl nostru, care ești în cer, înțească-se numele tău, fii împărăția ta, precum în cer, așa și pe pământ, că așa este. Iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Dar noi cam greu iertăm. Dumnezeu ne iartă, dar noi greu iertăm, așa cum... Noi ce facem? Mai mult ținem socoteala? Da, noi suntem, nu suntem milostivi. Dumnezeu e mult milostiv. Dar noi nu suntem milostivi în privința asta, că dacă tu ne-ai făcut un rău, cum să-ți fac eu bine în sufletul tău? Dar nu e așa, trebuie să... Cum rabde Dumnezeu atâția? Noi putem rabda unul sau altul care a fost. Când a spus că rostiți Tatăl nostru, simțiți atunci ceva că se schimbă acolo în interior? Da, obligat. Obligat. Cum simțiți? În toate rugăciunile sufletul. Știți cum? Ceva în suflet, așa ca o... Nu știu cum să mai exprim. Ca o bucurie ceva. În suflet, bineînțeles, în mine, așa. Păi și cum? Adică se preschimbă supărarea în bucurie? Da, da, sigur că da. Sigur că da. Să trăiesc, parcă s-o și uitat. Nici nu știu când a fost aia care a trecut. Ispita asta, că asta sunt ispitele toate, care ne ispitesc pe noi. Pe noi păcătoși, bineînțeles. Dar cum e bine, Badea Nicolae? Să fugim de ispite sau să le răbdăm așa cu credință? Să ne răbdăm, că de ispite nu poți fugi niciodată, că ispita permanentă e pentru acaparare. Nu slăbește ispita? Nu, că el tot timpul el lucrează, el niciodată nu are timp. Ba, abia așteaptă să-l prindă pe om. Da, el acolo e. Și cum, de cum vede? Da, și cum spuneați, rămâne o singură armă. Singura armă de apărare e Sfânta Cruce, Doamne. Asta e. Ne-a lăsat-o Dumnezeu și Mântuitorul nostru, care ne-a răscumpărat prin Sfânta Cruce. Ne-a răscumpărat din păcatele noastre. Și ne-a lăsat arma de apărare. Și ce spune acolo? Că luați de aici Duhul Sfânt, și ce veți dezlega, va fi dezlegat și va fi legat, va fi legat pe pământ. Și de asta trebuie să ne mărturisim, Doamna, și de asta trebuie să facem mai fapte bune. Facem destule reale și cu gândul. Dar, na, măcar să avem o nădejde și să nu pierdem nădejde în Dumnezeu. Dar cum facem să nu deznădăjduim? Păi cum să deznădăjduim dacă Dumnezeu ne dă tot timpul? Dumnezeu ne dă sănătate, Dumnezeu ne dă darul la Dumnezeu, toate astea este. Dacă Dumnezeu îți dă, că într-atâta poți să fii schilod, într-atâta poți să fii așa, dar Dumnezeu nu. Și nu ne pedepsește pentru păcatele noastre, El tot milostiv, în continuu. Nu ne despătești cu rău, totdeauna cu binele. Dacă s-ar ține cont acolo sus, la final de zi, după câte rele am făcut? Niciodată n-am avea intrare. N-am mai fi. Cum suntem acum? Da, pentru ce a lăsat Mântuitorul ca să fie luat de aici și veți lega, va fi legat și veți dezlega, va fi dezlegat. Dimineața spuneți că la 4:30 deja o să fiți iar la mulsul oilor. Da. Aveți timp de rugăciune? Da, păi da, să ne facem un pic de rugăciune. Nu chiar toate rugăciunile care le știu, așa, dar din ele, așa, care, în special Tatăl nostru, miluiește-mă Dumnezeule, asta e. Împăraceresc, ba care rugăciunile astea începătoare. Chiar și în timp ce lucrați, mai spuneți. Da, păi fac așa, trec încolo, pun budaca, pun orzovă, zic o rugăciune, zic Tatăl nostru, încolo mai zic așa, ia și trec și mă duc, așa e, trebuie să fim curați cu inima. Nu suntem curați cu inima, Doamna. Totdeauna tot avem păcate, oricum, dacă te uiți încolo, mai zici una, mai zici, mai vorbești o glumă și tot în păcate o vorbești. De multe ori, multe glume, dacă stăm bine și ne gândim, îi vorbim în deșert, în păcate. Așa suntem noi păcătoși, lăsați și ispitiți. Și totuși, cum spuneați, putem să și luptăm, putem să primim și iertare? Putem să primim iertare și trebuie să facem cele poruncele. Deci nu, gata, m-am mărturisit, dar nu pot să... Merg înainte, iar cu păcatul, nu trebuie să te ridici, să te înfrânezi, înfrânare. Nu, gata, de acum, gata, dacă m-am mărturisit, nu se iartă pe păcatele, Dumnezeu ți-l iartă, prin slujitor. Cum îi vedeți așa pe oameni? Că probabil vedeți o diferență mare, din liniștea asta, când vă duceți în agitația din oraș. Știți, îi văd pe oameni neliniștiți niciodată. Și numai îi văd așa pe oameni în zbușiumeală. Nu am de ajuns, nu fac. Deci așa e. Și cum să vă zic eu? Nu vedeți că apar multe ispite în tineretul ăsta, între copii,
Nu știu care, apare ispit în tată, că tu nu ești bun așa, că vezi așa, cearta, păcuria. Și știți ce? Asta din necredință. Trebuie să mergi, dacă te-ai căsătorit, trebuie să mergi regulat la Sfânta Biserică, să fii la Sfânta Biserică, numai cu gândul și la rugăciune. Să și auzim ce rugăciuni da, se spun. Da, da, da. Și dacă se poate să rostești cuvântul Sfintei Liturghii, după părintele acolo să mergi rostești. Cu gândul acolo, nu că cât e de frumos îmbracată, uite fată ce cât e de frumos îmbracată și cât de bine și ce haine are și nu știu cum. Noi trebuie să ne uităm acolo, știți? Și astea sunt niște păcate. Da. Și din necredința noastră, nu trebuie să ne ducem noi, vai, de mine, mari luxuri. Dumnezeu nu-ți ceare luxurile. Da. Nu are nevoie de luxuri, are nevoie de inima omului. Inima omului să fie curată, curat cu inima. De ce spune la cele? Zice, fără, cei curați cu inima vor fi fiii lui Dumnezeu. Și, mă rog, care se spun la Sfânta Liturghie. Dar, na, trebuie să învățăm copiii, noi suntem datori să-i spunem. Deci asta, așa îi vedeți dumneavoastră. Problemele care apar, iată cum spuneați, și în familiile tinere, în primul rând, din lipsa credinței. Din lipsa credinței, da. Că nu mai știu că a fost așa, că vai de mine cum să fac asta, că eu nu, geamurile astea nu s-a ajuns, așa până ajung banii și nu știu ce, și-a făcut, dar tu ce ai făcut, dar ce? Și îndată apar neplăcerile. Înainte oamenii erau mai liniștiți? Să știți că erau mai liniștiți oamenii. Poate ați văzut și la bunicii, la părinții dumneavoastră. Da, la părinții cum mei. Treceau ei peste probleme? Tata meu a crescut 9 copii. Și au făcut, iată, Dumnezeu să vă odinească, au făcut și război. Și au crescut 9 copii. Vă gândesc că erau 9 copii. Le trebuia 9 flanele, mă rog. 18 mânuri care luau de pe masă, nu puneau pe masă. Și eu cresc cu pități, eu școlarizat. Oriunde, dacă este un pic de credință cât de cât, mergem înainte. Ei, trebuie să taci. Trebuie să tacă și partea feminină, trebuie să tacă și partea bărbătească un pic. Nu numai el, că e numai șef. Nu sunt numai șef, eu nu sunt numai șef. Eu sunt acasă, musafir. Dar pe eu care aici spun, abia acasă faci toate treburile, îți duci în colț, să-ți bate, mare animale și acasă, porci. Așa, stă acasă, mă stăpești, bă, de cum mă duc acum să fac, dacă are credință și eu un pic, așa mai vin. Deci cumva să avem răbdare, dar să căutăm și îndreptarea, și în familie. Da, da, asta nu, dacă nu ne gândim. Știți cum e? Nu e suficient doar să tăcem, nu? Să și facem ceva către bine. Să facem, da, 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 să facem spre bine și să ne îndreptăm unul pe altul. Hai să facem, hai să mergem la o mănăstire, poate ceva nu e bun în casă, poate nu mergem bine. Da. Trebuie să ne... Nici tu cu ajutorul lui Dumnezeu. Nici înapoi să nu dăm, dar nici să nu mai pe loc să rămânem. Trebuie să mergem înainte, doamna. Mergem și noi înainte cu pregătirea cașului, când ne faceți semn de acolo, acolo din stână. Da. Mergem să terminăm cașul. Luăm străgeata, doamna, că mi-a dat că luăm străgeata de pe caș, așa era. Zerul care s-a ridicat deasupra, da? Da, da, da. Așa, dacă vrei, am să te rog să bați laptele. Am înțeles. Așa. Doamne ajută. Trebuie bătut până să se face așa, vă trebuie bătut mai binișor așa, ca să nici prea tare să-l faci înapoi lapte, că se pierde grăsimea din car, să duci în zero, în urdă mai mult. Trebuie, sunt niște secrete care trebuie așa, nu bătut laptele tare. În total, cu urdă, cu totul, cam o oră și jumătate durează, doamna Camela. Până să facem și urda la foc. 1-0 pentru urdă și scoatem cașul, doamna Camelia. Un pic de caș dulce, doamna Camelia. Da, da, vă rog. De aici, așa. Zic boda proste. Normal așa se spune. Ca să fie primit. Să fie bine primit. Doamne ajută. Dar ce frumos a ieșit. Bunătăți de la bunici. 5 nepoți are bunicul Nicolae. Da. Și astăzi suntem și noi în rolul acesta. Și acum să degustăm. Să nu mișorăm cașul. Deci am 2 nepoți. 3 nepoți și 2 nepoate. Foarte bun este. Ce mai urmează să faceți pentru caș? Deci el stoarce. Pe urmă și el stoarce de zăr.
îl mai frământăm o dată. Bine, și pe urmă jântuim. Ca să iasă jântuitul, să vă putem face bea în moș. Și așa, treaba în stână se duce uneori până târziu în noapte. Badea, Nicolae, aproape că s-a isprăvit și ziua asta de muncă. Da. Încă o zi, închinată cu în fața lui Dumnezeu? Cu spor, în același timp. Cum vă gândiți așa seara, când se liniștesc așa toate treburile, se liniștește și cerul și pământul? Cum e? Mă simțesc mulțumit cu că ziua de azi și am putut munci și am fost vrednic de a trece prin ziua de azi prin muncă. Sunt mulțumit. Și trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu prin rugăciune, în taină, prin rugăciune, că nu pot să mai dacă spate, că vreau să mă vadă cineva că fac Sfânta Cruce, că fac așa, las că asta via de Dumnezeu, nu trebuie să fii fațarnic. Dar spuneați, de exemplu, că dimineața ce ascultați la treburi? Aparatul meu de radio, Ipitrinita a spus. Deci nu mă deranjează nimeni, dimineața nu mă dau când fac cașul, fac acolo, ascult că de la ora 9 înainte începe Sfânta Liturghie prin Trinitas de la Catedrala Patriarhală. Da. Și acolo, de acolo ascult toată Sfânta Liturghie. Până gătesc eu treaba să gătesc și Sfânta Liturghie. Și mă bucur mult, măcar să ascult, măcar să rostesc crezul, când se spune la Sfânt, aproape spre sfârșitul liturghiei, când se spune, și Tatăl nostru. Atunci spune că coboară îngerii schemați din Împărăția Cerului și pun coroane la fiecare care este de față la Sfânta Liturghiei. Deci nu poate pune mie la stână, nu văd ca asta în munte, dar eu mă bucur că o aud. Sunteți aici departe de biserică, dar cu toate astea reușiți să fiți acolo, cu gândul în biserică. Cu gândul, să fim acolo. În biserică, da. Mare lucru. Mântuitorul, nu e asta mândria. Inima, cum v-am mai zis, inima, sufletul, să fie cu scâgi puțin. Nu-ți ceri mult să dai. Puțin, dar dă-i. Și cine întinde mâna, dă-i. Ne bucurăm tare mult pentru că mergem mai departe cu bucuria aceasta a întâlnirii, dar și cu vorbele de folos. Și în semn de mulțumire, iată, vă oferim acest dar din partea emisiunii noastre. Eu vă mulțumesc și boda proste, să spune, că așa se spune la noi. Da, vă mulțumesc din suflet și boda proste. Să fie primit. Să fie bine primit. Ei bine, chiar dacă soarele s-a dus peste munți, noi tot nu ne mai lăsăm duși de la stâna lui Badea Nicolae. Și bine ne mai prinde să-l mai ascultăm puțin. Acum, seara, parcă e totul ca o taină. Numai când mă uit așa la dearurile acestea și la brazii care se așează așa frumos, nu știu, mă gândesc că tare mult trebuie să ne iubească Dumnezeu să ne ofere așa frumuseți. Apoi Dumnezeu ne iubește. Ne iubește Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să ne piardă. Oricum, Dumnezeu ne iubește ca să ne dea frumusețea asta, dar noi nu o prețuim. Nu o prețuim din cauza că și mai frumos ca natura asta care a luat-o bun Dumnezeu pe pământul ăsta, cu animalele astea care sunt, pădurile astea, toate astea plăcute de bun Dumnezeu și nu-i prețuim, nu? Și iarăși ne învârtim acolo, că precum în cer, așa și pe pământ. De asta ne oferi bunul Dumnezeu nou ca să-l avem și pe pământ, raiul, dar nu îl prețuim. Noi, cu ispita noastră, ne ducem la răle. Din păcate, da. Mai povesteați că vă păzește Dumnezeu și de animalele din pădure care, asta e, la stână mai vin. Da. Nu ne-i frică de urs cu ursul. Ca să mă exprim așa, nu prea am contract cu el. Cine vă apără și de urs? Dumnezeu. Tare bine sunteți acolo pus. Cu gândul, dar răle tot mai fac. Așa. Dacă vă păzește și de urs și noaptea în pădure? Da. Dumnezeu păzește fiecare om, dar trebuie să dea importanță. Să vă dau exemplu așa. Nu vedeți când îți dă un necaz, trebuie să te bucuri de necaz. Clar să vii și binele, că Dumnezeu l-a dat și binele și rău. Mulțumim ție, Doamne, cine ai dat. Că Dumnezeu știe deci pentru cine ai dat, pentru îndreptare, să te îndrept acolo. Cum v-am spus mănânțe, cum mi-a spus părintele duhovnic, zi tatăl nostru de 3 ori, ca să ieși din nămor, că te-ai dus în nămor. Și tocmai de asta îți dă Dumnezeu un necaz ca să te întorci la dânsul, înapoi.
O să vă zic acum exact așa bunicul Nicolae, pentru că acesta e un sfat dintr-o inimă de bunic și așa aș vrea să rămână. Un sfat dintr-o inimă de bunic, să spunem măcar o dată sau poate de ce nu, Doamne ajută, chiar de 3 ori Tatăl nostru, da, oricând dăm oricând de necaz. Oricând. Și să ținem în minte glasul acesta al dumneavoastră ca sfat. Și după ce faci rugăciunea de seară, mai zi Tatăl nostru și în pat acolo. Că dacă vezi că de multe ori nu poți adormi, îți vin gânduri. Îți vin gânduri așa, mai zi Tatăl nostru, decât te o gândești numai să ai și să faci, mai zi Tatăl nostru și vezi cum ador și nu-ți mai are nimic grijă. Ați vrea să transmiteți așa un îndemn, un gând pentru cei care ne urmăresc de acasă? Le-aș transmite prima dată multă sănătate, a doilea să aibă credință în Bunul Dumnezeu, când Dumnezeu este totul. Când ai credință, ai și puteri. Dacă n-ai credință, ai slăbit din puteri. Niciodată nu vei fi. Nu mai am și nu mai nu știu ce și ajungi la anumite și anumite. Mă ta credeți că aiștia care îți pun capăt zilelor și asta, de lipsă de credință, că spun, păi nu mai am nicio nădejde de nimic, gata, păi bine să nu fiu. Deci ispita l-a dus acolo. Deci, și atunci primim putere prin credință. Da. Să aibă nădejde de Dumnezeu cât de cât. Tatăl nostru, împărăceresc, rugăciuni începătoare, poți să ridici și mărgă pe drum, poți să ridici și mărgă să aduci apă. Să nu ne mai scuzăm că nu avem timp de rugăciuni. E imposibil să nu ai timp. Dumnezeu nu-ți cer ca să borborosești tu prea mult acolo, să spui câte poezii. Spune o sfântă rugăciune cu inimă curată și cu aceea poți înainta. Eu asta-i sfătuiesc pe tineret. Asta am spus și la copiii mei. Datoria o am. Alex, vin încoace. Aveți aici un viitor ucenic sau un viitor baci? Nu e viitor baci. El, cum am zis, în anul întâi la liceu. Și un băiat vrednic și harnic și are plăcere de a face niște treburi. Și lui a spus să aibă credință. Îmi place de dânsul. Merg cu tata lui la biserică. Mamă, merg la biserică. Așa des merg noi. Și îi place și mie îmi place de dânsul și să fie să-i dea Dumnezeu sănătate să poată merge înainte tot așa. Să fie vrednic, să ajungă inginer silvic până la urmă. Doamne ajută! Și vă bucurați într-adevăr de el, că l-aveți aici. Da, și îl apreciați că muncește, da? Muncește... Da, îl apreciez. E harnic. Harnic. Și cinstit. Asta e corect. Deci el cum mi-a zis mie, eu vreau banul meu. Nu vreau să contez numai ta să-mi dea tata. Să am banul meu acolo, dar așa ar putea să-i lasc să-mi dea tata, dar nu. El e cu banul lui. Așa este Alex. Așa e, așa e. Da, păi vezi. Și ție, Alexandru, de ce îți place? Ia, puteai să mergi în altă parte, nu la Badea Nicolae. De ce ți-a plăcut aici? Eu cu Badea Nicolae stau de când eram mic. Suntem vecini și la el am crescut. Fugeam de acasă și stăteam la el. E ca un bunic pentru tine? Da, ca un bunic. Ia uite ce frumos, că se pot găsi bunici de împrumut și aici sus, în munți, la stână. Oriunde. Doamne ajută, ne bucurăm că iată se duc mai departe niște valori și niște lucruri de care avem nevoie. Și să dea Dumnezeu să fie așa, să rămâie așa tradițiile. M-aș bucura și eu. Mulțumim mult pentru clipele acestea și pentru exemplul acesta de viață până la urmă. Doamne ajută, Badea Nicolae. Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru inima și sufletul care le-a avut asupra mea. Doamne ajută! Să rămână! Vă iubim și vă mulțumim! Și eu la fel vă iubim și vă mai așteptăm la noi. Am plecat de la Badea Nicolae cu multe gânduri, dar dintre toate, unul e cel mai puternic. Clipele petrecute prin astfel de meleaguri minunate, binecuvântate cu oameni așa ca Badea Nicolae, sunt un bun remediu pentru liniștea sufletului nostru și odată ajunși aici, multe dintre griji parcă s-au mai pierdut pe drum, ca și cum n-au mai putut urca așa de sus.